primul despre noi jucători, obiectivul pentru format, obiectivul pentru următoarele 2, 3, 4 partide? Ai cam mult. Haideți să începem cu meciul care urmează. Dar cred că a trecut bucuria primului succes în Liga 3-a și ne concentrăm pentru meciul, primul meci din deplasare în acest campionat. Mergem acolo să facem un joc bun și să venim cu un rezultat pozitiv. Ne-am pregătit bine săptămâna asta, mai avem încă 3 zile până la joc. Dar și ne dorim să continuăm linia bună pe care am pornit. În ceea ce privește situația lotului, aveți aici în față, lângă mine, cei doi noi jucători, să zicem, deși erau veniți la pregătire de săptămâna trecută. Vorba de Valiu Lendanu și Mihai Onitaș. Ei vor face parte din lotul nostru și cu siguranță și din lotul care va face deplasarea la Hărman. Doi jucători valoroși, doi jucători cu experiență și care cu siguranță ne vor ajuta în realizarea ceea ce ne propunem. Să fim între primele echipe din serie. Bun venit amândurilor la tur, dar întrebarea mea este de ce sticla are ieșit tot, da? Mulțumim frumos. Din punctul meu de vedere, am venit pentru Neaoli și pentru Neagicu. Cu Neaoli am mai colaborat atunci când aveam 17 ani, era secundul domnului Gică Barbu la Deva și cred că am o datorie față de dânsii și față de Neaoli și față de Neagică Barbu. Eram un copil când am primit șansa să joc în Liga 2 și Neaoli chiar mă lua de acasă, noi fiind din Cluj, mă lua de acasă și mergeam cu mașina cu dânsul și cred că am o datorie față de dânsul. Eu personal am vrut să mă las, să renunț la fotbal pentru că am fost foarte dezamăgit și trist de ceea ce mi s-a întâmplat la universitatea. Dar pentru dânsii vreau să continui să facem, să încercăm să facem o treabă frumoasă aici, să avem rezultate bune, atât personal îmi doresc cât și pentru Neaoli și pentru Neagicu și pentru ceilalți colegi ai mei care au muncit să ajungă în Liga 3-a și merită o șansă să demonstreze ca o valoare și să ajungă și mai sus. Pentru că sunt mulți jucători tineri și dacă tot au ales acest drum, merită mai mult. Nu, în cazul meu nu vreau să mă repet ce a spus Mihai, pentru că nu, și eu mi-am dorit să continui la universitate, de băgate nu s-a mai putut, nu vreau să intru în prea multe detalii. M-am încercat la Liga 2 să-mi găsesc, dar nu, mie în ziua de azi e foarte, foarte greu să găsești, că nu prea sunt condiții. Foarte mult am luat de minte și am zis că decât să stau să mă duc chiar să am probleme cu banii, cum am avut și în trecut an, să mai bine rămân aproape de casă. Neagicu chiar au insistat foarte mult și pe care aceasta vreau să-i mulțumesc. Nu, sunt aproape de casă, e Liga 3, încercăm să ne facem treaba cât mai bine, să demonstrăm că încă putem să mai jucăm la acest nivel. Nu, băieții m-au primit foarte bine, mă bucur. Nu, este o echipă nouă promovată, dar cred că putem să facem lucruri frumoase împreună și atât eu cât cred că și Mihai așteptăm să debutăm sâmbătă. Sunt destul de multe absențe în lot, special în linia mediană. Mihai, tu ai început pregătirea ceva mai târziu. Crezi că poți să faci față la 90 de minute sâmbătă? Fizic, mă refer, nu. Da, asta. Chiar dacă anul trecut am mers la Universitatea Cluj în Liga 3, asta nu înseamnă că sunt un jucător de Liga 3. Și faptul că am venit aici, am venit pentru Neaoli și pentru Neagicu, dar la Liga 3 nu cred că se pune problema, pentru că și dacă mă trezesc noaptea în pat după 2 luni de vacanță, tot o să fac față, nu e un nivel extraordinar. Cred că și
Și eu merit mai mult și Neoli și Vali și toată lumea, băieții merită să crească și să ajungă la un nivel mai ridicat. Liga 3-a este doar o perioadă acum și nu cred că vor fi probleme. Vineri, dar sâmbătă, dar așa cum o să decide Neoli, o să joc 15, 10, 90 de minute cât consideră dânsul. Pentru că tot vorbeai de perioada asta, Liga a treia, crezi că reprezintă pentru tine un moment de relansare? Aveai nevoie de momentul ăsta? Nu consider că e un moment de relansare. Nu cred că mai am ce să demonstrez la Liga a treia și nici la Liga a doua. Înainte să vin la Universitatea Cluj, am jucat 24 de meciuri în Liga a doua și am înscris 7 goluri. Am venit la Universitatea Cluj pentru Cluj, pentru că iubesc această echipă, dar am fost tratat poate, nu știu, cum mă așteptam și acest lucru mă doare, dar mergem înainte. Sper din tot sufletul să promoveze, chiar dacă am început un pic mai slab campionatul, dar îmi doresc din tot sufletul să promoveze. Un antrenor la începutul pregătirilor, la iulie, spunea că doriți să mai mulți jucători pe posturi. Acum, înainte de partida de la Hărman, sunteți mulțumit de ce aveți în lot sau mai... Da, la ora asta sunt mulțumit de cum arată lotul. Poate ar mai fi la partea de jucător sub 20-19 ani. Contextul în care, spre exemplu, acum avem o grămadă de accidentați și toți în zona asta. Și cum spuneam că mai avem nevoie, mă gândeam un pic și la valoare, dar până peste altă o să mergem înainte. Am încredere că toți băieții care sunt în loc vor face totul pentru ca lucrurile să meargă bine. Referitor la cei doi băieți pe care îi aveți în față, sigur că din declarația lor vedeți că există o anumită supărare față de ceea ce s-a întâmplat în viața lor sportivă și e foarte important să se refacă din punct de vedere psihic, moral. Adică nu e un nou început sau față ce e o continuare, chiar dacă poate nu și-a dorit-o, dar trebuie să treacă peste punctul ăsta și să Okay. Să vă mulțumesc.